Salut, lume, eu sunt Sky și astăzi revenim cu un nou episod din Minecraft. N-am mai filmat de mult. Acest episod este o prezentare a serverului play.faiku.ro. Linkul IP-ul aveți în descriere, la fel și în nume și peste tot îl aveți, să fie mare, să nu-l încurcați. Ok, nu știu ce a fost cu introducerea aia sau dacă a fost ceva, mă rog. Câteodată owner-ul mai dă VIP, păcat că acum nu am. Of, asta e trist. Deci să începem cu ce avem de început. Ieșim puțin, dăm Minecraft server, Faikit 1.12.1 steluțe și un logo foarte interesant, este foarte original. Ce-mi place e că atunci când te loghezi pe server și ai intrat deja de dinainte, ai deja chestia asta cu sesiunea și reconectarea și nu mai trebuie să pui din nou parola, dar mă rog, depinde acum, dacă îți intră ceva fractul pe calculator că tu ești la baie să te caci, asta, mă rog, mai e cu dus și întors. Serverul este numai de survival, deci este bine dacă vrei un survival bun. Serverul are un survival super bun, e ok. Dar nu are mai multe minigame-uri deocamdată, nu știm dacă o să se întâmple. Are facțiuni și survival, cam atât. Ok, dăm pe survival. Și la spawn... Ups, pardon. Wow, mamă, ce m-am speriat. Mai mult m-a speriat fața lui decât fața mea. Ok. Are sistem de vot și dacă vă place serverul puteți să-l votați și primiți obiecte. Eu nu l-am votat azi. În fiecare zi puteți să votați câte... puteți să dați câte un singur vot. Nu știu dacă se vede pe filmare... nu cred că se vede pe filmare, oricum. Puteți să-l dați. Faza e că avem vot. Și dacă votați, ajutați și serverul să crească și primiți și voi iteme să vă ajute la survival, să nu știu, să faceți ce vreți. Nu prea știu ce ai putea să spui despre un survival, adică știu că survivalul e fain, adică pardon. Nu există workshop sau nu există momentan workshop. Poți să dai slash shop și ai aici categorii blocuri cu aproape tot ce trebuie. Mâncare, la fel, nu trebuie nimic mai mult. Wow, eu nu știam că există... Wow, ok. Minereuri, la fel. Diverse, la diverse, la cât e o litra? 50.000. Oai, cam scump. Dropuri. La fel, ca să cumpărați, eu vreau să cumpăr, ce vreau să cumpăr? Pepene, nu pepene. Vreau să cumpăr... No, ceva asta. Eu vreau să cumpăr un târnăcop de iron. Și ca să-l cumpăr, clic stânga pe el și ți apare Buying Iron Pickaxe. Poți să confirmi sau să anulezi. Sau să cumperi mai mult. Dai pe cumpără mai mult și ți apar mai multe opțiuni. Dar noi vrem să cumpărăm numai un singur târnăcop. Ne ducem din nou. Și dăm confirm. Așa, ne-a dat un Iron Pickaxe în inventar. Cum îl vindem? Slash shop. Ne ducem din nou și click dreapta pe Iron Pickaxe. Deci ca să-l cumperi click stânga și ca să-l vinzi click dreapta. Selling Iron Pickaxe și dai ori vinde tot dacă ai mai multe, ori unul singur. Confirmă. Gata.
partea asta dreaptă aici nu pot să pun mouse pentru că am deja toată chestia asta în centru. Dar dacă vedeți puțin aici, numele, serverul, de fapt, mă rog, ăla e site-ul. Aici sunt bănuții pe care îi ai momentan, orele jucate pe server, câte voturi ai acordat serverului și statusuri legate de calculatorul și internetul tău. Deocamdată joc cu mai mulți prieteni și am găsit un villager. Am găsit mai mulți villageri care dau hărți cu case. Și am găsit o casă și e genială, e mare. Genială și e mare. Deci, mai întâi. Nu știu ce caut acolo. Mai întâi, eu am Optifine și e bine că se vede. Uite cât de frumoasă e, atât de mare. Are una, două etaje și mai are și puțin din acoperiș pe acolo, pe sus. Să faci câte camere vrei tu. Și să vedem dacă mai am ceva de prezentat sau pot să trec direct la un survival normal. Să-mi pun astea. Nu mi se încarcă chesturile. Păi, ce am mai putea să prezentăm? Oare warp? Hai la warp. La warp. Foarte important. Foarte important. Warp. Confiscate. Jucați pe server. Sunteți familiarizați cu serverul. Și aveți nu știu câte obiecte de diamond, emerald, chestii din astea, foarte multe. Aici aveți niște restricții pentru că dacă aveți mai mult de cât scrie aici, serverul sau ownerul o să vi le scoată pe motiv că s-ar putea să fie un hack pe care ar folosit și nu știu ce. Deci hai să citim. Confiscate. Pe server există o limită de iteme pe care le poți avea în inventar. Diamond block 64, adică 64 de blocuri de diamant. Diamante 320, la emerald block 32 și la emerald 128. Și cam tot ce vedeți aici, Dragon Egg. Ok. Aceste limite sunt pentru a ajuta economia serverului, cât și pentru a preveni diferite buguri. Ok. Asta e contactul ownerului cu Discord, Skype și Facebook. L-am eu pe Facebook și pe Skype. Discordul nu prea îmi place, sincer să fiu. Nu știu ce scrie acolo, ce scrie acolo. Warp avant. Sunt destule. E aici sunt reguli sau ce sunt? Rune. Serverul are opțiunea de rune. Nu știu exact ce sunt, ce fac acele rune. Dar știu că ți îmbunătățesc obiectele pe care le pui. Adică dacă ai o rună pentru sabie, o pui pe sabie și ți îmbunătățește sabia cu nu știu ce fel de atac sau chestii din astea. Mai dăm la warp puțin. Warp. Multe sunt încă în construcție pentru că încearcă să schimbe, unor încearcă să schimbe spawn-ul. Și da, vă dați seama. Warp staff, crate, donații, ieșire, event, informații. Asta e să-mi las puțin itemul la casă. O chestie super interesantă. Vă arăt imediat. Vreau un ce să nu fie nimic. Să-mi pun asta aici. Ok. Așa, am armură. O chestie foarte interesantă, dacă dăm la warp ieșire, cred. Cred că aici. Da, ok. Deci te teleportează automat undeva. Și de aici îți iei tu niște obiecte de bază, să-ți construiești o casă, să chestii de genul.
Fiecare teleport e la întâmplare, deci nu o să dea pe nimeni în altă parte. Mai e o chestie interesantă. Dacă ești, de exemplu, sunt artifici? Artifici. Wow, super. Dacă ești, de exemplu, să zicem, nu vrei să te duci la orpișire și ești într-o mină sau ceva de genul și pur și simplu nu vrei să te duci la orpișire și na. Pur și simplu a scris slash RTP de la random teleport, mă rog, RTP. Mi-a luat un dolar și acum m-a teleportat într-un loc. Nu știu unde, dar uite că am găsit o junglă cu foarte mulți copăcei și ciuperci să facem ciorbă de seară. Super bine. Nu mi-a dat nicio ciupercă, nu știu cum ar trebui să colectez ciuperca. Nu știu cum se colectează asta. Ah, bă, da, uite aici. Una. Wow. Sper că nu te-am falimentat. Super. Dăm din nou RTP să vedem unde ne duce. Așa. Acum suntem în altă pădure, da? Numai una mai diferită. Au, chest. Drop frame-uri. Wow. Nu. Nu mi se întâmplă. Uite un cuțu! Stai, stai, stai. Home. Repede, repede. S-am mortu că nu găsesc oase. Serios. Am văzut. Golden apple-uri la oase, wow. Aveam oase, jur că aveam oase. Uite oase aici, deși nu cred că o să-mi ajungă. Bone meal, oare pot să fac din bone meal oase? Nu pot să fac. Bine, atunci mergem înapoi, slash back. Ca pe orice server. De ce? Nu, de ce? 6 FPS-uri. Stai. Ia să scot puțin shader-le, că poate din cauza asta. Posibil. Hai. Te rog. Not responding. Ok, așa. Done. Pe bune? A dispărut și cuțul și mi se mișcă și prost. De ce mi se mișcă prost? Ce i-am făcut eu lui? Asta. Nu știu de ce mi s-ar mișca prost. Dar unde e cuțu? Uite-l. Doi cuțu! Hai, uite, uite, uite! Hai, îl mai iau și pe ăsta. Uite ce drăguț! Vine amândoi după mine. Hai. Uite. Ție. Și ție. Nu merge să vă dau oase să vă împerecheați, nu? Cred că merge cu carne. Ia, oare veniți după mine dacă mă teleportez? Hai, cuțu. Unde sunt, cuțu? Nu sunt. Cred că este. Oricum, sunt în construcție să fac o bucătărie. Mi se pare cea mai proastă bucătărie, dar măcar avem aici. Uite că tot mi-e foame. Aici e ciorba și aici e mâncarea. Aici e furnace și aici e masa, mamă. Uite ce frumos e aici. Mergem și stăm. Trebuie să sparg una din asta. Zac, uite așa ce frumos stăm. Mamă, nom, 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 stai să pun ciorba. Am pus sub... Oare pot să... Oare merge să pun ciorba pe masă? Să vedem. Nu merge. Dar nu mă obligă nimeni să fac așa. Să nu fac așa, pardon. Mamă, uite ce frumos le levitează acolo. Oh, ce frumos e. Mi-a plăcut. Ah, mă rog, acum hai să și mănânc ca să nu mirosesc. Și să facem o ciorbă. Nu mai știu cum se făcea, sincer.
Deci un bowl aici și așa. Uite că am făcut o ciorbă. Mamă, hai să mâncăm. Stai că nu-mi e foame. Există multe grade și câteodată când e event poți să primești ori bani, ori grade de la de la VIP până la premium sau chiar legendarii. Legendarii înseamnă cu game mode, cu fly, cu tot ce vrei. Dar există și niște restricții de asemenea. Că dacă ești cu niște prieteni și tu primești gradul de legendarii, adică să ai acces la game mode, nu ai voie să stai cu ei în casă, pentru că tu poți să-ți dai iteme și automat să le dai și lor. Și asta nu mai survival și bla bla. Deci, sunt beneficii și defecte. Oamenii sunt destul de prietenoși pe aici, adică nu prea am văzut cineva să se certe pe aici. Și stai. Vreau să mă pun pe scări și să-mi dea cineva un leu. Pare îmi dă cineva un leu. Nu-mi dă nimeni un leu, nu? Ah, ce păcat. Oricum, stai să văd dacă mai am ceva de prezentat. Warp PvP, asta că n-am încercat niciodată PvP. Nu. După cum am zis, se fac warpurile, se face spawn și deocamdată nu e niciun warp foarte mare. Warp. Informații, iar să văd la informații dacă e ceva. 3 FPS-uri, tu-ți bagi joc de mine? Și acum 100. Wow. Ce neregul. Wow. Bă, dar merge. De ce merge așa prost? What the fuck? Oricum, hai că închid filmarea, că deja nu știu de ce mi se mișcă prost, dar nu știu de ce. Oricum, hai să facem o cheie frumoasă aici de pe. De ce se mișcă așa? De ce? Video settings. Off, off. Quality. Off. Punem off. Custom sky off. Custom entity models off. Done. Performance, ia. Fast render on, smooth world on. Done. Hai, te rog. Mă rog. Cam atât a fost, dragi prieteni concetățeni și amici. Eu am fost Kai, sper că se vede pe filmare că am două FPS-uri sau că aveam, mă rog, acum nu mai știu cum e. Eu am fost Kai și ne revedem în episodul următor cu o, cred că nu știu. Oricum ne revedem în episodul următor și vedem atunci. Eu v-am sucat, ceau băieții mei. Cum am oprit filmarea deja am avut 700 de FPS-uri, wow.